Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Puncte de Vedere. Suntem la Voinești de această dată, în biroul primarului de la Voinești, Sandu Gabriel. Bine v-am regăsit, domnule primar! Sărmâna, bine ați venit și la primăria Voinești. Am fost foarte ocupați cu conferința județeană a PSD-ului. Dom'le, eu am constatat așa, că deputatul de la țară, da? Nu prea a avut succes așa în rândul delegațiilor social-democrației. Vedeți, dumneavoastră, rămân deputatul de la țară pe un loc neeligibil, dar tot deputatul de la țară vreau să... Adică, fiind în sală de la început până la final, ascultând discursurile, știind că în sală erau delegați din toate localitățile județului, da, și Dâmbovița, foarte multe, cele mai multe sunt din mediul rural, zic, domne, deputatul de la țară va strânge cele mai multe voturi. Ete că n-a fost așa. Cel mai iubit între pământeni, nu s-au apreciat, este tot președintele Adrian Țuțuianu, cel mai mare număr de voturi strânse. Însă, noi cei din presă vorbeam și noi acolo, știți, analizam, mai o bârfuliță, mai o observație. Dom'le, deputatul de la țară trebuie să facă ravagii. Uite că n-a fost așa. Asta nu trebuie să fie o surprindere că Adrian Țuțuianu a întâlnit cel mai mare număr de voturi. Este președintele organizației cu rezultate foarte bune începând cu anul 2012, atât în plan administrativ cât și plan politic. Ne uităm bine și alegerile locale cu Adrian Țuțuianu președinte, avem astăzi 68 de primari ai Partidului Social Democrat, lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Ne întoarcem în 2012, când a fost vot uninominal la alegerile parlamentare și cu președintele în frunte am reușit să câștigăm 11 din 11 din primul tur, asta însemnând un procent de peste 50%, și era normal ca Adrian Țuțuianu să întrunească cel mai mare număr de voturi, dat fiind că este locomotiva Partidului Social Democrat la nivel județean. Cât mă privește pe mine, că văd așa, sunteți foarte curioasă, păi da, vis-a-vis de numărul de voturi. Poate a fost, spun eu, și o greșeală a mea, fiindcă mi-am depus intenția de a candida, dar totdeauna am fost îndoit să plec sau să rămân la nivelul unității administrativ-teritoriale în speță Comuna Voinești. Nici nu mi-am dorit cu ardoare, că dacă mi-aș fi dorit cu ardoare, cum ceilalți colegi ai mei, spun eu, și-au făcut un pic de campanie, da, referitoare la vot, credeți-mă că chiar nu am cerut votul nimănui și cred că aceasta a fost aprecierea membrilor de partid la adresa mea și la adresa colegului meu Marian Țachianu, fiindcă ne poziționăm la o diferență foarte mică. Tocmai că ați avut amândoi discurs bun, apreciat de delegați, aplaudat. Deci concluzia este așa, Adrian Țuțuianu, cât ar fi de hulit, bârfit, este respectat, nu? Ca să ne înțelegem. Deci, și de aceea a avut acest mare număr de voturi, cel mai mare număr de voturi. Iar în ceea ce privește candidatura dumneavoastră sub sloganul deputatul de la țară, adevărul e că și noi observatorii ne întrebam, domnule, dar vrea cu adevărat primarul de la Voinești deputat? Și ați lăsat această îndoială să meargă până la capăt. Și în discursul pe care l-am ținut atunci și totul a plecat de la acest slogan, deputatul de la țară, o să mi-l mențin în continuare și în continuare vreau să susțin cel mai dezamăgit segment al populației țărană română. Fiindcă țăranul român din an în an o duce foarte, foarte greu. Și cred că cei din sală au apreciat acest lucru și este un adevăr. Dar cea mai mare dezamăgire a mea din conferință, și aici așa, am o dezamăgire, am spus referitor la migrația deputaților și senatorilor.
și am avut în sală și foști și actuali deputați și senatori și nimeni nu a spus referitor la acest lucru măcar o frază. Păi nu era în interesul lor. Fiindcă stabilitate politică în România vom avea în momentul în care migrația în Parlament va fi interzisă, identic cum se întâmplă cu consilierii locali, consilierii județeni, primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de Consiliul Local. Uitați-vă că, având această migrație politică, sunt portițe de negocieri la fiecare început de sesiune parlamentară și majoritățile pot fi schimbate foarte ușor. Exact. M-aș întoarce în 2008, când PSD-ul a avut aliat la vremea respectivă pe CUR. Păi da? Și aduceți-vă aminte, că vorbeam, dacă un partid politic nu are 50 plus 1 alianță de partide, exact, pot veni cu propunere la președinte pentru un viitor premier. Exact. Da? Atunci migrația, CUR-ul a mers lângă alianța, da, alianța care îl avea în spate cu președintele Traian Băsescu și PSD-ul a intrat direct în opoziție. Ei, tocmai de aceea este nevoie de interzicerea acestei migrații politice, pe care cred eu că nu o susține niciun senator și niciun deputat din Parlamentul. Cine nu va susține vreodată? Că nu au interes, domnul primar, eu, zic uite, să spunem lucrurile uite, până. Uite, aici aș vrea să fiu mai optimist, ca dumneavoastră. Și dacă vrem ca în țara asta lucrurile să meargă bine, avem nevoie de stabilitate politică, avem nevoie de guverne care să conducă țara cel puțin 4 ani de zile un ciclu electoral. Fiindcă cred că din 2000-2004 această stabilitate politică n-a mai fost în România și s-au trecut 3 cicluri electorale. Uitați-vă exact în 2012, în urma unor alegeri democratice. Cetățenii au zis, ne reprezintă USL-ul până în 2016. Am ajuns în 2016 și deja și avem alt guvern care nu are nicio legitimitate privind votul cetățeanului. Sau gândiți-vă ce s-a întâmplat în perioada 2008-2012, când am schimbat 3 de boc, când spre ultima sesiune a mai venit și un MRU, după un MRU a mai venit și un guvern conta pe sunt optimist și cred că acest lucru cândva se va întâmpla. Se va întâmpla. Vorbiți deja despre locuri eligibile. Votul dat de delegații PSD dă și ordinea pe liste? Nu. Sau cât contează? Conform statutului Partidului Social Democrat, în conferința extraordinară care a fost miercuri, candidații care, cei care și-au depus intenția, sunt validați prin vot secret. Deci toți vestite. Exact așa. Ordinea. În varianta în care, să zicem, referitor la Camera Deputaților. Da, exact. Pe listă trebuie 7 locuri eligibile plus 25% 9. Dacă aveam înscriși 12, prin vot secret rămâneau primii 9, următorii 3 nu îndeplineau numărul de voturi și nu erau validați pentru a fi desemnați. Dar așa, dacă am fost 9, așa suntem toți și cred că a fost un exercițiu democratic pe care nu l-am văzut la alte partide, a fost un exercițiu democratic prin care fiecare primar, viceprimar, consilier local, consilier județen și-a exprimat votul vis-a-vis de... Eu știu că a fost democratică, l-ați lăudat, dar și exercițiile astea democratice pot fi curate sau mai puțin curate. A fost un exercițiu democratic curat? Nu aș avea niciun semn de îndoială că nu a fost un exercițiu democratic curat. Cred cu siguranță, gândiți-vă că pentru Camera Deputaților a fost o comisie de numărare a voturilor formată din 12 membri la Camera Deputaților din 16 membri. Eu sunt sigur și adică erau prea mulți ca să-i iubești pe toți. Asta vreți... Nu erau prea mulți, erau chiar foarte mulți. Foarte mulți. Erau chiar deci foarte dacă mulți. Erau mai puține, și erau nu cred mai că punem problema de mită. Deci nu. Nu. Deci a fost un exercițiu democratic sunt curat. Sigur că a fost un exercițiu democratic.
Spunea președintele că se duce, deci miercuri a fost conferința județeană, joi merge la București cu lista. Ați primit ceva semnale că s-a stabilit ordinea? Nu, nu am primit niciun semnal. Acest lucru s-a întâmplat ieri. Perioada a fost foarte scurtă, poate Adrian... Care sunt? Am înțeles. Deci lăsăm ordinea la o parte, haide să-i luăm atunci eligibile. Câte credeți că sunt la deputați eligibile? Deci câți chiar credeți că ajung în Parlament? Dacă PSD-ul la nivel de județ Dâmbovița rămâne unit, da, și avem rezultate cel puțin ca cele de la alegerile locale și prezența la vot va fi o prezență mare, eu cred că pentru Partidul Social Democrat sunt eligibile 5 posturi de deputați și 2 posturi de senatori. Adică s-ar duce în Senat, nu știu, după mintea mea... Așa, deci dumneavoastră vă referiți la ordinea după numărătoarea... Deci s-ar duce cine? Corlățean și Țuțuianu la Senat? La Senat. Așa. Și... De fapt, domnul Oprea a avut un discurs pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, nici dă cum dă Senatul, ca să ne înțelegem. Domnul Sandu Oprea a fost validat și în Comitetul Executiv Județean, care a avut loc o săptămână înainte. A fost propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, în varianta în care președintele Adrian Țuțuianu va câștiga un mandat de senator și va rămâne senator în Senatul României. Este propunerea, a fost susținut în unanimitate de toți membrii Comitetului Executiv Județean, urmând ca votul de investitură, cred că va fi pe undeva, să o dea consilierii județeni cu majoritate simplă. La deputați, dacă este să ne luăm după voturile delegaților, avem așa, Leo Badea, Cornel Ștefan, doamna Rovana Plum, doamna Bolba, Carmen Golban, doamna Gilia Claudia și Vlăducă, doamna Oana Vlăducă pe locul 6. Credeți că există vreo șansă că se discută despre 4 deputați? Știți, cam așa. Al cincilea ar fi cu semnul întrebării. Eu vă spun că vom avea 5 deputați, fiindcă în județul Dâmbovița, Partidul Național Liberal, spun eu, este ca inexistent. Uitați-vă ce se întâmplă la organizații, și aș vrea să vorbesc foarte puțin, două fraze vis-a-vis de liberal, nu au avut niciodată o conducere stabilă. La Dâmbovița, Partidul Național Liberal este condus de la un scrutin la alt scrutin de alt președinte. La alegeri locale a fost 2 copreședinți. În 4 luni de zile, deja din cei 2 a venit altul, a plecat unul și acum nu știu de cine e condus. Și acum știu dacă ar fi al treilea. Cred că nici liberalii săraci nu mai știu de cine sunt conduși. Cred că cu ce s-a întâmplat cu Blaga. Bine, dacă e să ne uităm pe lista partidului, pentru că deja au făcut-o publică și ordinea nu, pe lista PNL, foarte interesant, pe lista PNL Dâmbovița pentru Parlament, sunt pedeliști. Deci toți provin din rândul pedeliștilor, niciun liberal autentic, să spunem așa. Nu? PNL-ul, într-adevăr, mai există PNL? În urmă cu 30 de zile a făcut publică această listă și chiar ordinea, dar aici sunt sceptic și cred că lista nu va rămâne așa. Serios? Adică... Este o părere a mea personală și odată cu plecarea lui Blaga, cu demisia lui Blaga, se vor schimba multe. Cred că se vor schimba multe și la Dâmbovița. Da, se spune că Cezar Preda ar fi omul lui Blaga. Bun, revenind la PSD, zic, să revenim, să nu sughițe liberalii când discutăm, spuneți-mi dacă din cei care sunt la Camera Deputaților, spuneți dumneavoastră pe locuri eligibile, pe care dintre ei îl vedeți să vă reprezinte, să reprezinte deputatul de la țară și doleanțele dumneavoastră? Nu să-l reprezinte. Nu spuneți pe toți că nu vă cred. Nu să-l reprezinte pe deputatul de la țară, să-l reprezinte pe țăranul român. Nu. Pe țăranul român. Pe țăranul român. Nu trebuie să mă reprezinte pe mine, trebuie să reprezentăm acest segment. Eu vreau să vă spun, Leonard Păpate. Da. Este familiarizat cu județul Dâmbovița, a avut un mandat de senator și pe Leonard Păpate chiar l-am văzut interesat cu deplasările pe care le-a avut în teritoriu. Rovana Plum, că am văzut și în mass media și că Rovana Plum parașutată la Dâmbovița. E exclus. Gândiți-vă că Rovana Plum a candidat încă din 2007
pentru un post de europarlamentar, a candidat în 2012 pe Colegiul Unii Nominale în Dâmbovița și este membră PSD a Organizației Județene Dâmbov. Și cred că și doamna ministru cunoaște foarte bine nevoile județului Dâmbovița. Carmen Holban. Am luat-o într-o ordine aleatorie, da? Prin lanțul de farmacii și pe Valea Dâmbovița are deschise 3 farmacii, cunoaște ceea ce înseamnă viața de la țară. Deci profesia o ajută să fie aproape de... Cu siguranță, fiindcă prin profesie nu ai o singură farmacie și o ai Târgoviște, numai la Tătărani, aici lângă Voinești, are 2 farmacii și din discuțiile care le-am avut cu dumneavoastră, cred că o să deschid o farmacie și în comuna Voinești. Un lucru foarte bun. Cornel Ștefan. Cornel Ștefan, președinte cu câțiva ani în urmă al organizației de tineret, astăzi vicepreședinte al Consiliului Județean, implicat în multe proiecte cu finanțare europeană, din câte știu eu, își desfășura activitatea înainte să fie președinte la o firmă de proiectare și la o firmă de consultanță, proiecte încheiate cu succes în multe localități din județul Dâmbovița. Deci are expertiză profesională, spuneți. Are expertiză profesională. Oana Văducă, nu aș vrea să zic că este ultima. Vă legați de numărul de voturi, nu, am înțeles. Vis-a-vis de implicarea celor care văd eu proiect. Oana Văducă, de când este director la cabinetul președintelui și ea că deja are o experiență de 4 ani de zile și cum îl știu eu pe Adrian, un om foarte harnic, chiar a pus-o pe Oana Văducă la muncă și chiar Oana Văducă cunoaște toate nevoile unităților administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița și de ce nu, ea fiind de la țară, că este din Cândești, cu siguranță cunoaște și nevoile țăranului român. Deci ar putea să fie deputatul de la țară, Oana. Este posibil să avem și un deputat de la țară. Și a mai rămas Claudia Gilia. Îmi cer scuze pentru doamna Gilia, dar doamna Gilia, conform statutului, studiilor pe care le are, atât studenți pregătiți și din mediul urban și din mediul rural, președinta organizației de femei al Partidului Social Democrat la nivel de județ Dâmbovița, cred că un loc ilegibil pe lista deputaților îi se cuvine. Domnule, este recomandat. Îi lăudați pe toți, din punctul meu de vedere, toți merită să ajungă în Parlamentul României, dar sunt câteva voci bărbătești în PSD Dâmbovița care spun că multe femei pe listă. Ce e rău în asta? Adică mai multe. Eu nu știu, vă întreb, eu nu văd nimic rău. Uite, e bine. Eu zic că e bine. E bine să trimitem femei în Parlamentul României, să ne reprezinte în Parlamentul României și să rămână bărbații să muncească. Eu zic că este un lucru extraordinar. Este prima dată în 1990 încoace când numărul de femei pe lista Camerei Deputaților este mai mare ca numărul de bărbați și sunt sigur că și rezultatele vor fi pe măsură. Asta, să vedem și ce rezultate veți obține. Vor fi pe măsură. Bun, am făcut și puțină politică. Eu zic să facem, doamnelor și domnilor, și uite ce îmi spune cameramanul. Păi da, hai, termină cu politica, să vorbim despre administrație, căci tocmai ce văzurăm o superbă parcare, ce bine ar fi să găsim așa peste tot loc de parcare, liniștit, nu ți-e frică că îți ridică mașina poliția, că ți-o blochează nu știu cine, că ți-o lovește nu știu care. Ce ați mai făcut prin Voinești? Că știu, alergați, vă zbateți și de-aia aveți și rezultate foarte bune. Multe, la alege, zic. Multe. Această parcare, să știți că... Asta e mândria momentului. Nu, a fost absolut necesară pentru descongestionarea traficului în centrul civic al comunei Voinești. Povestea este lungă. Aici a fost un proces, ne-am judecat 4 ani de zile, fiindcă terenul pe care astăzi se află parcarea a fost expropriat încă din 1987 de regimul comunist cu plată privind expertiza clădirilor. Ne-am judecat, am câștigat în 2016 și împreună cu Consiliul Local, spun eu, am luat cea mai înțeleaptă hotărâre pentru amenajarea unui loc de parcare. Aici, în spate, lângă primărie, avem unitatea de pompieri, am făcut o bandă de urgență pentru deplasarea
ambulanței SMURT și a mașinilor de pompieri pentru cetățenii de la cele două blocuri situate în centrul comunei au rezervate și inscripționate 10 locuri de parcare, fiindcă ei trebuia să le asigurăm un loc de parcare, fiindcă în permanență au mașinile aici, mai rămân 26 de locuri de parcare disponibile pentru salariații primăriei, salariații la unitatea de pompieri și cetățenii care au nevoie de adeverințe și alte acte eliberate de primăria Comunei Voinești. Ne desfășurăm activitatea în continuare, tot printr-o hotărâre de Consiliul Local. Avem un proiect de, exact așa se intitulează, garduri la școli. Uh-huh. Am făcut până acum în jur de 800 de metri de garduri, garduri solide, de înțeavă rectangulară și înțeavă pătrată, cu plase de fier beton cu grosimea de 8 mm, cu țocul de beton. Am finalizat aceste lucrări la Liceul Tehnologic Voinești, Școala și Grădinița Voinești, Școala și Grădinița din satul Vâncești, Școala și Grădinița din satul Gemărea Brătulești. Acum lucrăm la școlile din satul Suduleni, clasele 1, 4 și 5, urmând ca să finalizăm aceste lucrări și la Școala și Grădinița din satul Izvoare. Avem în derulare o extindere a sistemului centralizat de canalizare în satul Voinești, pe strada Bisericii este finalizat, mai avem strada bazinului de apă și avem doi apendici între 50 și 60 de metri și putem spune că tot satul Voinești este racordat la sistem de canalizare, sistem de apă potabilă și sistem centralizat de gaze naturale. În urmă cu 30 de zile am finalizat lucrările la o investiție foarte importantă, un pod peste Târâul Valea Mare, situat în satul Gemenea Brătulești, la intersecția străzii Valea Mare cu strada Țânculești, finanțat în totalitate din bugetul Consiliului Local. Suntem în procedură de evaluare oferte pentru proiectul modernizare prin asfaltare drumul de interes local pe ordonanța 28 în satele Voinești și în satul Gemenea Brătulești. Este vorba de 6 km de drumuri. Procedura este mai greoaie fiindcă ordonanța 34 s-a schimbat în ordonanța 28. Avem la licitație 10 firme. Am solicitat clarificări. Astăzi am primit răspunsul la clarificări, urmând ca săptămâna viitoare și săptămâna următoare să facem evaluarea tehnică, evaluarea financiară, să declarăm câștigătorul. Văd că timpul este foarte frumos. Și dacă nu vom avea eventualele contestații la modă astăzi în România, vom putea emite ordinul de începere a lucrărilor și cred că dacă va fi cum a fost anul trecut, când de Sfântul Neculae turnăm asfalt, este posibil deja să începem aceste lucrări. Mai avem un proiect depus pentru extinderea sistemului de canalizare în satul Gemenea Brătulești, ordonanța 28, și suntem în așteptare cu două proiecte pe fonduri europene. Așteptăm și noi o fișă de date, un ghid al solicitantului, așteptăm și noi deschiderea de sesiune. Deja suntem, deja suntem în 2016, exercițiul financiar este 2014-2020. Cred că o să semnăm contracte de finanțare undeva prin 2019 și atunci tot dumneavoastră o să veniți la mine și o să ziceți, băi gamă, de ce n-ați luat banii europeni? Păi de ce nu? Sau bă, primiți corecții financiare? Că păi eu o să vă întreb altfel. Domnule, avem guvern? Nu de tehnocrați. Avem. Avem, există el. Avem dar guvern. Nu știe nimeni. Nu face nimic. Credeți-mă că dacă... E o rușine pentru mine să spun că lucrez în administrație și în afară de ministrul Cioloș și de ministrul Voiculescu. Nu, după numele, dar nu vă cunoaște. Era...
Da, nu deci și n-am văzut pe nimeni să iasă în evidență. Dezamăgirea cea mai mare pentru noi, unitățile administrative teritoriale, sunt acești bani europeni care, pentru Comuna Voinești, în 2007, normal, erau... a fost cea mai mare gură de oxigen. Gândiți-vă că am finalizat, fără niciun leu corecție financiară, 6 proiecte pe fonduri europene. Deja am pierdut 2 ani și nici măcar nu am depus un proiect, fiindcă nu s-a deschis. Hai să nu mai e mult, adică i-ați suportat un an de zile și zic că nu mai e mult după aia. Cine muncește și vorbește, are ce proiecte să, despre ce proiecte să ne vorbească, nici măcar nu l-am oprit, ați văzut pe domnul primar, care spune așa cu virgule, încă unul și încă unul. Însă eu vreau să vă mai întreb un lucru și cu asta o să și încheiem, ca să nu plictisim. Zic, dom'le, eu nu vreau să vă întreb despre proiecte pe, știți, apă, canal și drumuri, că ne-am tâmpit cu ele, deci ne-am zăpăcit, iar la Voinești să știe că se face și că... Eu vreau să vă întreb altceva. Peste tot pe unde mă duc, da, și prin mediul preuniversitar, inspectoratul școlar, și prin localitățile învecinate, dom'le, la Voinești se face carte. La Voinești rezultatele arată că există, da, o legătură, un sprijin din partea administrației publice locale pentru unitățile de învățământ. Iată ce rezultate sunt la școlile din Voinești. Copiii din localitățile limitrofe vin la Voinești, aflu că... Liceul, nu mai vorbim despre el, da, că este dotat la standarde moderne. Vorbiți-ne puțin despre învățământul din Voinești, pentru că rezultatele vorbesc de la sine. Doamna Manafu, prioritatea zero, începând cu anul 2008, pentru mine și consiliile locale care au fost sistemul de educație. Iată. Totdeauna am crezut că nu putem vorbi de infrastructură, nu putem vorbi de semnătatea unei comunități dacă această comunitate nu este educată. Educația, spun eu, că este cea mai puternică armă. Având o localitate educată, putem vorbi de o comunitate sănătoasă, putem vorbi de dezvoltarea infrastructurii, apă, gaze, canalizare. Este o mândrie și o să mă laud că în 2011, când am început reabilitarea campusului preuniversitar, multă lume mi-a spus, o să ai tu copii în internatul ăsta. Ce campus la voi nu ești, domnule? Ce visați? Ei, astăzi am 30 de copii cazați în internat, cu plata sumei modice de 100 de lei pe lună, ceea ce înseamnă 3 mese calde pe zi, cazare, garsoniere de 34 de metri pătrați cu 2 paturi, grup sanitar și baie proprie, cu laborator de informatică, cu sală de fitness, cu sală de mese ultramoderne. Este vă invidiază foarte mult și din Târgoviște. Am copii care părinții sunt în satul Voinești, doi frați, și care i-a adus la internat. Nu i-a adus la internat pentru acel milion care zice că este foarte puțin. I-a adus la internat dat fiind faptul că ambii părinți au servici, lucrează pe serviciu de ambulanță, ea asistentă medicală, e șofer, la ture foarte grele și zice, sunt sigur, primare, că aici copilul meu primește o educație, sunt sigur că cineva se ocupă de el, fiindcă avem pedagog. Și acești copii stau la 50 de metri de internat. Să duc luni de dimineață și intră în internat și până vineri seara nu trec drumul să se ducă acasă. Și deja am început acea ședință pe școală și o să vin cu propunerea în ședință de Consiliul Local ca pentru toți copiii, unde ambii părinți sunt plecați în străinătate și a rămas cu un bătrân care nu poate să supravegheze vis-a-vis de teme. Exact. O să-i chem pe toți să rămână în internat și o să-i subvenționăm noi prin Consiliul Local acel milion, fiindcă revin. Pun cel mai mare accent pe sistemul de educație. Păi zic să dea Dumnezeu să vă audă toți și să facă ceea ce faceți dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care ați răspuns întrebărilor noastre. Și eu vă mulțumesc și mă aștept pe 12 decembrie. Așa. Să vedeți că avem 15 deputați de Dâmbovița ai Partidului Social Democrat și 2 senatori. Deci țineți minte, oameni buni, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, care
De fiecare dată vă mulțumesc pentru răbdare.